Subiectul noilor tehnologii genomice la plante, un cartof fierbinte la nivel european, a trecut de faza consultărilor publice, iar anul care vine, Comisia Europeană este așteptată să vină cu o nouă lege a plantelor. Fermierii europeni așteaptă de ani de zile această modificare legislativă care ar veni în întâmpinarea îmbunătățirii plantelor pentru a face față mult mai bine secetei, înghețurilor, atacurilor de dăunători sau altor provocări majore care vin odată cu modificări ale climei. Făcea tratament pentru Helicoverpa sau Ostrinia, ce are fiecare? Se la porumb, nu cred că ar trebui să mai intervină cu produse chimice la porumb. Se pot crea forme de rezistență naturală, și la diabrotica, și la Helicoverpa, și la... Durează 10 ani, am zis. Nu, aia se poate transfera prin biotehnologie. Numai nu s-a vrut, la nivelul Uniunii Europene, să dea drumul așa ceva. Și asta nu e partea cea mai bună. Pentru ce înseamnă contracararea acestor... Nu e modificare genetică, domnule? Ba da, păi toate sunt modificate genetic. Atunci când fac o consanguinizare și după 7 ani, după 7 generații de homozigoție, eu combin două și fac un organism heterozigot, este transfer genetic de la un organism altul, nu? Știți cum arată organismul genetica poporului român? Aia, dacă te uiți în ea, te speri. Nu? Te speri. Ce modificat genetic produce efecte negative în organism? Modificarea genetică nu produce efecte. Nu, mâncarea care e modificată genetic. Nu, n-are niciun fel de efect. S-a dovedit asta? Păi dacă ar fi fost modificare genetică, noi mâncăm pâinea din grâu hexaploid, da? Poate că ne deveneam hexaploid și noi, într-un fel. Este disputa care va înfierbânta la maximum în 2023 mediul agricol și oponenții biotehnologiilor aplicate pe genomul plantelor. Modificări genetice, modificări ale genomului, afectează sau nu omul, dar mediul. Sunt câteva dintre punctele sensibile ale acestui subiect care va fi pus și mai mult pe tapet în perioada următoare. De ani de zile, fermierii cer Comisiei Europene relaxarea legislației în privința biotehnologiilor în agricultură, așa că încet, încet se conturează acum o nouă lege a plantelor la nivel de Uniune. Are these new techniques GMOs? They are not GMOs. They are the new genomic techniques. When you come into it, we are talking about either mutagenesis, but they are more targeted mutagenesis, meaning what we do today already, through the system of actually using at this stage the mutations. We bombard them with protons, but now we can target these mutations better, and meaning that we will go in and take just away the genes that are not needed. Cu alte cuvinte, prin noile tehnologii genomice de laborator vor fi eliminate anumite trăsături ale genelor, ceea ce va face plantele să fie mai rezistente, printre altele, la condițiile climatice extreme. For instance, as an example, these recent crop years, it has been very hot and dry. We know that we will be able to enhance the drought resistance. Those genes do exist already in some European plants, and we would be able most probably to find them much faster like this, and be able to target this gene. Also, it can also be enhanced the way how they utilize and use all the nutrients in the soil. So actually, when you look at the proposal, for instance, of Farm to Fork, where the proposal is to use less fertilizers and also cut down on plant protection, we would be able to do part of it, at least by getting the new plant breeding techniques in use and get new and strong varieties of plants that we already grow today. Întregul demers european privește însă și consumatorul final. Fermierii și instituțiile de la noi, dar și cele europene din acest domeniu, se reunesc la București săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare urmează să avem cea de-a 6-a ediție a conferinței dedicate ameliorării plantelor, mai corect spus, inovație în ameliorarea plantelor. Un eveniment organizat de asociațiile partenere Agrobiotecrom, ISR și asociațiile de fermieri.
în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii, Departamentul de Agricultură. Ne vom propune pentru anul următor să facem și o astfel de dezbatere, de ce nu, alături de consumator, pentru că subiectul este tot mai prezent la nivel european. Fermierul este și consumator. Sau întâi e consumator și pe urmă este fermier și fără de care fermier nu am putea să avem hrana de toate zilele pe masă. La nivel global, acesta este un subiect foarte prezent. Mai mult de atât, deja țări precum Japonia, Statele Unite ale Americii, Argentina, Brazilia au deja legislație funcțională pe acest subiect. Europa încă mai are de lucru. I think that these very tough years that we have had with droughts, not only in Europe but all over the world, I think that has opened the eyes that at least we cannot just close the door. We have to look into it and see what can be done with these new techniques. În momentul de față, propunerea Comisiei Europene pentru o nouă lege a plantelor tocmai ce a încheiat perioada de consultare publică. And then for sure it starts the long run before we can see that will it go through or not. But I think that Europe is today, we are ripened to discuss this. Still about 5-6 years ago, I don't think that we would have been able to get the fair discussion going on around new genomic techniques. When you come down to the CRISPR-Cas system, it's cheap, it's very effective, and it's very targeted. So this also opens the possibility for the European plant breeding sector that actually has a lot of small and medium-sized breeders that they also can use this technique. What do you mean by cheaper? I mean by cheaper, I mean you talk about a few euros for a trait instead of thousands, tens of thousands of euros. Un lucru bine știut este faptul că la nivel european, deși nu sunt permise plantele modificate genetic, Uniunea importă pentru zootehnie soia modificată genetic, urmând ca produsele rezultate, carnea și laptele, să fie consumate de europeni. Dacă noua lege va ajunge să fie aprobată, aceasta le va permite fermierilor să știe ce tehnică s-a folosit pentru obținerea varietăților de plante pe care le cultivă. Până atunci însă este foarte posibil ca multe dintre universitățile de top de la nivel european să se implice pentru a evalua impactul acestor tehnologii genomice asupra sănătății oamenilor și asupra mediului.